Eu sunt Peteș. după coclauri, îmi pare bine. Nu. Ce lucri? Apoi, Cu ce te mai ocupi, dumneata? Am înțeles că dumneata ești șerarul satului. acum, da, ferarul satului, da, cam puțin de lucru, nu. Cai nu mai sunt. E puțin de lucru. Puțin de lucru aici. Nu, acasă mai lucru în grădină. Nu. Cai puțin aici, nu. Cât eu târn acop ascut, cât eu secură, nu. Cât eu scobe când mai trebuie, nu. Cai rar sunt cai, mai vin din altă sate, din Poden, din Petrosa. Da. No, aici stai atelierul dumneitale în care aici, lucri. Da, numai acum băiatul stă aici, no. El am lăsat lui, eu dincolo stau. Câți ani aveți, Badeneș? 77, am născut în 1942, iulie 10. Mulți înainte. Cum au trecut de... Și mai ai putere la anii ăștia? Mai am, că ăsta îi place, ăsta m-a plăcut mie. No. De unde e dragul ăsta? Da, pe dragul ăsta am moștenit de la tata și de la moșu. Pe taică eu nu l-am prins numai la poză, că o intră războiul și... Da, no. Da, da. El numai în poză o arătat mama, asta a fost tata. No. Și așa am crescut și tata a fost ferar aici, da, lucra cu moșu. După aia eu tare m-a plăcut. Deci de la tata dumneitale ai învățat să lucri cu fierul? Nu, cu moșu. Dar cu moșu. Eu pe tata, taică-mi, eu n-am prins. Eu am fost născut, eram de 3 săptămâni. El a plecat, nu mai am prins. Am înțeles, no. Am înțeles. Și ai numărat vreodată așa câți ani ai lucrat aici în atelierul ăsta de fierărie? Da, de 15 ani. Mhm. Până în 60, lângă moșu. După aia am lucrat aici cu alții. Era da, aici da. Și eu călădău, cum spunea, potcoveam boii. Arăt eu cu ce am tras ăștia ni. Numai acum nu mai sunt boi. Da, da, da. No, cai mai sunt. Ai poctojit și boi. De, și boi, și dibol. Uh-huh. Apoi cal, mereu cal. Ăsta au fost cai, potcoveam, făceam potcovele, aici, no, și așa, roțile, legam car, căruțele, no, numai acum cauciucuri. Acum am spus mai înainte, cât eu târn acop, ascult, cât eu secură, nii, ăștia-s numai. Vedeți? No. Da. Ăștia încă nu vin după el. Mm-hmm. Ai povestit mai devreme, îmi spuneai că nu mai prea sunt cai. Nu. Dar ce s-a întâmplat? Cum de s-a lăsat lumea de cai, de animale? Da, păi acum oamenii s-au bătrânit care îi plăcea să ție cal și acum gata, tineretul nu prea, nu, sunt tractoare, nu mai e. Mm-hmm. Sunt cai, nu mai sunt animale, dar păi 3-4 vaci în sat, mai de mult era oi, ciurdă, tot. Și capre au fost, no, cai, mulți cai au fost. A venit doctorul veterinar aici și făcea injecție la cal și la copită acolo, aia am vrut să-l arăt acolo, este semn. Mm-hmm. Aia am pus acolo că de la aia au cunoscut. Da, da, da. Dacă au furat sau ceva, ce era... Uh-huh. No, și aici atelierul ăsta a fost făcut în 200, adică în, cum să zic, în 25. În 25? În anii aia în urmă, nu, anii strecute, cum să zic, în numii. În 1925? Da, da, da. Am da, înțeles, da, da, da. Da. Ai poctojit săptămâna asta vreun cal, vreo părăiște de cai? Da, puțin au fost, numai unul. Era un țigănoc aici, așa, să spui că e o șciopat, că la, mă pricep și la, dacă șciopă, văd eu că cei baiari acolo cu, am eu scule acolo. Da, 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 câți cai poctojești anul pe săptămână? Da, păi, câți? Ce săptămână? Un an? La un an, 3. La am un înțeles. An. Mm-hmm.
dar nu-s. A fost o meserie bănoasă, fierăritor. Asta e, tare. Mm-hmm. Ia, ia. A mai fost aici în sat fierării? Mai a fost, dar ăsta era băștinaș, cum baza. Ăsta era baza aici. Mm-hmm. Nu. Așa a fost treaba aici. Am înțeles. Ăsta a fost, mai a fost, bă, trei. Doi au fost, dar numai alții, dar ăsta era doar făcut pe vremuri, cum am zis. No. Mm-hmm. Și moșul, meseria asta, a învățat în Ungaria. No. Și de acolo o intă acasă când o aci și a apucat la meserie. No. Mm-hmm. Și tata a fost lângă el, pe cine nu l-am cunoscut, numai la poză. Da, da, da. No. Moștenitori ai? M-a învățat careva meseria asta de fierar? Nu, m-a învățat. Nu a învățat nici eu, nu? Nu, nu. Dar cum de nu le-a fost dragă meseria asta? Da, păi acum nu. Da, păi acum altfel, nu. Băiatul, am un băiat și am o fată. Uh-huh. Fiică-mi-a învățătoare. El la mie ai viteaz măritat. Da, da, da. Și băiatul aci. Nu, el locuiește aici, el acum momentual la castel sus acolo, că el e acolo, nu, că castelul a cui a fost aia în Germania și o dat înapoi. Nu, și el ocupa acolo, dar el are meserie, băiatul tinichigiu auto, nu plăcut fereria și nici nu a fost scas să învăț. E o muncă migăloasă, muncă păi grea. Păi aia, dar nu am clienți. No. Da, el da, e da. Tinichigiu auto, după aia instalator de apă. Mm-hmm. No. Oare ce să alege de meseria asta? Da, păi acum... Cred că rămâne. Rămâne. Nu e. N-aveți speranță că or vini tineri să învețe? Da, cine să vie? Da. Și mai de mult, mai au fost aici în sat rotar de meserie, făcea rot, templar, croitor și avea băieți, adică copii de seama mea, dar nici la unul nu plăcut și în sat zvonul ăsta că numai Dene s-a moștenit. Ăla nu-i destul să facă o codă la o securie, cine tată s-a fost ăsta rotar. Da, da, nu, da. Are băiat, are nepus, dar băiatul nu-i fost de stare să facă, dacă a fost tată sau lemnar, să fac unul de ăsta la secură, o codă. Da, o codă. Nu-i moștenit nimeni, nici croitorie, croitor, nimic. De obicei, când aveai de poctojit mulți cai pe zi, cam la ce oră te trezeai dumneatale dimineața? Da, păi dimineața. Cum era o zi aici, în fierăria asta? Dimineața... De vreme a fost și încă tuneric, nu. Atunci nu a fost lumină, dar de la foc, am văzut focul, am pregătit potcauele cu moșul, venea cu calul, gata. Puneam pe el și mergeam și după aia venea altul, nu. Am înțeles. Mai ales de iarnă am pregătit potcauele înainte, că au fost clienți. Am cunoscut copita la cal. Știți? Nu, atunci... Am făcut cu filet, cu șurub, puneam ăsta la cal, dar acum sunt video. Da. Video. Da, video. Video. Da, da, da. Dar acum nu mai e cal. Se... Ei, aș vrea o țiră, dacă se poate să întingeți o țiră mânurile, să vadă și oamenii. Da, păi... Că este azi mânuri munșite. Așa e. Da, mult ați lucrat cu ele. No, eu. Mai ales cu ăsta. Și cu palma să le învârtiți. Și cu palma. Așa, astea-s mânuri lucrate. De om gospodar, cum îmi spunea cineva de aici din sat. Și ăsta, nu, acum să spui de ăsta. Ăsta, vedeți cum e la tăți sperarii, unde ăsta e așa. Pentru ce? Că cum am prins, o ținut calul, am prins cu ăsta calul, o tras eu, pac, aici, nu la cui. Am înțeles. Dar nu o țără să... Mă-i arătați odată, vă rog. E ciocănit. Ciocănit. Da, cu ăsta ni. Așa vinea. Da. Ce să faci? Cum prindeam. Ăsta-i potcoa. No.
Văd că ești un om tare iute. Și omul când o ținut, ăsta cu pita numai trebuie un cal să-l arăt. Și ăsta, pac, aici, că el o tras, nu era atent. Mhm. Așa, eu am făcut cu cineva. Un om să vie după cu calul lui și apoi nu mai au venit. Câte șasuri lucrați la operațiile de Poctoave pentru un cal? Da, păi o oră a fost gata. Mm-hmm. Da, au fost gata potcoile. Nu atunci am făcut. Da, da, da. Când au venit cu calul, nu, au trebuit 4 potcoave. Potcoile au fost gata, că cum am spus mai înainte, am știut că am cunoscut copita. Cum mă uit la el, deja e gata. Mm-hmm. Nu, și-am pus pe el o oră. E greu să lucri cu fierul? Da, păi, greu, dar nu. Nu e așa greu dacă place și călzim. Nu, ăsta-i foiul aici. I-am uitat. Da, da, da. Pedalam. Mhm. Apoi. Hei. Iar ăștia au fost interesat la ferărie cum să vine. Când ucenicul a plecat afară, unde l-a fost, au fost semnul. Să vie repede. Să vie repede. Cald aici. Da, da, da. Așa era bătaia. Ăsta m-a plăcut mie. Acum nu-i mai cal. Îs bătrân. Ziceți că n-a mai învățat nimeni meseria asta. S-a duce papa sâmbete. Doar am spus, eu am 77 de ani, dar mai au fost aici, nu-i mai apucat unii, dar nu-i... Dacă ar veni niște tineri la dumneata să-i înveți să facă poctoave, i-ai învăța? Da, păi acum, dar nu-i cine, nu vine nimeni. Nu vine nimeni. Mere la nu știu unde. Cine să vie? Da. Hey, eu îți mulțumesc tare mult că mi-ai deschis o țără aici atelierul, da, să-mi arăți și să înștiimăm două, trei vorbe. Mă bucur că te-am cunoscut și aș vrea înainte să opresc filmarea să le transmiteți un mesaj oamenilor care ne-au urmărit de aici din atelierul dumneitale. Ce gând le transmiteți oamenilor? Da, păi aici, pe noi, adică și pe moșul și pe mine cunoști împrejur aici tăți. Și în Vălen, și în Plăiești, și în ăsta. Dar mai au venit aici azoară, anul trecut, mai an de zile, cu o grămadă de copii am arătat lor acolo. Și au venit și de la unitară, de la biserică, încă au scris o carte, mai au fost tot am povestit. Da, da, da. No. Din Cluj au venit o 3 ori, fiecare an. Copiii și aici am arătat, dar o trebuie să caut un cal. No, unde e calul? Apoi cum am găsit? No, că o spus înainte, știți? Mm-hmm. No. Am înțeles. Încă o dată mulțam fain de povești și să dai bunul Dumnezeu să ne vedem cu bine. Da, păi, și dumneitale.